Извините, eu sunt salut în fiecare zi. Eu în fiecare zi mă antrenez. Că lucrez, mă antrenez și tare des văd diferiți băieți, antrenori. Adică câteodată mă mai duc și prin alte țări care pur și simplu lucrează. Adică au niște programe care nu corespund nivelului lor, da? Și unii antrenori dau unele antrenamente, e ca când vor băieți și zdraveni mari, care programele astea sunt preconizate pentru oamenii care stau pe steroid, da, sau ei să uite că sunt acolo căcioși ăștia tăți care la Mr. Olympia participă acolo în alta și îi dau programele lor. Dar astea sunt programe foarte des care ei însuși singuri le folosesc și atunci când ești pe steroid, când tu te antrenezi pe curat, adică nu, maxim vitamine poți să iei. Adică tu nu trebuie să te antrenezi ca unul normal, că tu poți să aduci organismul numai la traumă, tu poți să nu te restabilești. Dacă tu nu te restabilești, tu în loc să-ți crești, tu din cauză scazi și în potențial și mai departe. Și unii fac aici niște abiom robote, cum se spune, da? Adică care nu corespunde nivelului lor. Și îi vezi o lună, două, se antrenează și dispar. Și dispar, cam ori să începe poate cu traume la coate, la genunchi, sau pur și simplu se dereglează somnul de la excitarea sistemului nervos, că asta e foarte, de exemplu, când se excită sistemul nervos, gata, uită de somn pe mult timp. Și tu începi să nu te restabilești, te dor mușchi, articulațiile, te traumezi. Și aici, deci, voi trebuie să fiți atenți. Da, poți să folosești acolo nutriție sportivă, acolo vitamine, BCA, bla, bla, bla. Nu, asta tot așa, știți cum. Deci, trebuie la antrenament voluminos, mare și intensiv din fiecare zi, tu trebuie să ajungi totuși cu timpul, cu experiența oricare, da? Tu să știi organismul tău, tu trebuie să știi când tu ești obosit și când ești supra... În rus se numește перетренированный, да? Перетрен, așa mai scurt. Deci, da, termenul ăsta în rusă, перетренированность, eu nu știu cum în română, corect? El e foarte, foarte, foarte periculos. Foarte periculos. Și mulți îl neglijează. E, tipa, îți mai vin azoleacă. Dacă ai ajuns la starea asta, tu trebuie pur și simplu să stai să te odihnești. Nu există așa antrenament. Oi, tac, vin și fac ușurel. Nu! Tu ușurel asta nu înseamnă că tu te odihnești. Ușurel înseamnă că tu lucrezi tot așa. Și tu mai departe îți distrugi mușchi și așa mai departe. Dacă sunt prin trenerul ăsta, asta înseamnă că te-ai oprit concret. Te-ai restabilit, așa că băieți, trebuie să simțiți organismul, trebuie să vă restabiliți și să nu știți ca niște fanatici, să veniți în sală și dacă credeți că voi să veniți aici 6 ori pe săptămână și să vă ușiți și să ieșiți în 4 labii, asta să schimbă rezultat. Poți să te antrenezi în fiecare zi, eu mă antrenez în fiecare zi, dar, blin, eu am experiență, eu știu cum să-mi dozez antrenamentul, știu cum să dau cardio. Adică trebuie timp, da, nu veniți, adică v-ați intrat, ați aveți o săptămână, două la antrenament și gata, lucrați cu ăștia care, în rând cu ăștia care au ani de zile și...